Deprecierea leului față de moneda unică europeană generează scumpiri în domeniul alimentar. Astfel, în mai multe regiuni ai țării s-a majorat costul la fructe și legume și în piața centrală a orașului Druchia prețurile variază. Oamenii procură zarzavator pentru a-și asigura o alimentație mai sănătoasă, însă susțin că prețurile sunt pipărate. Pare scump, îmi pare foarte scump după pensia noastră ca lucrător medical de 1264 de lei. Asta e foarte scump, dar îți permiți câteodată, că n-ai încotro. Dacă n-aș avea copii care mă întrețin peste graniță, cred că nu mi-aș permite și ei și-a cumpărat astăzi. Atât de una pișcă prețurile, pentru că mai ales pentru cei cu salariu mic sau cu, pentru pensionari, socot că sunt foarte mari. Și e greu ca să-ți permiți ceva de lux atunci când ești nevoit să-ți ajungă banii măcar pentru cartofi, ceva obișnuit. Pe tarabele pieței sunt de găsit o varietate mare de fructe și legume proaspete, însă costul lor nu este pentru buzunarele fiecărui. Aceasta este opinia unor drochieni. La magazin e mai ieftin, dar clar lucru că e mai ieftin. De acolo procurăm pentru că fiecare stăru, fiecare copec s-o... Potrivit comercianților, prețurile la fructele și legumele din piață nu s-au schimbat în ultima perioadă. Prețurile nu s-au schimbat, ultima perioadă au rămas aceleași prețuri și practic salariul poate și mai mic și la lumii se pare că s-au schimbat, dar el prețurile tot aceleași au rămas. Cartofii au rămas tot 6-7 și 8 au rămas, 6 au rămas la sacșor mic mai mult, varza au rămas la 6 lei. Cum morcovii la 8 lei au rămas, nu s-a schimbat practic nimic. Citricele sunt tot aceleași. O lucățică s-a schimbat la pătlăjele și la papanaș. Dar restul tot aceleași prețuri. Svecla, morcovii și ceapa sunt vândute cu 8 lei pentru un kilogram. La cartofi prețul variază de la 7 la 8 lei, iar un kilogram de varză costă 6 lei. Mai mulți bani din buzunare, drochine ar trebui să scoată pentru roșii și castraveți, care costă 35 și respectiv 45 lei un kilogram. Mandarinele costă până la 20 lei, tot acest preț îl au și strugurii. Scumpirile se țin lanț de la începutul anului 2020 pe teritoriul țării. După ce a fost majorat prețul la călătoriile interurbane, s-au scumpit și produsele petroliere, iar majorarea prețului la fructe și legume nu a rămas mult așteptată. Victoria Conie, Eugeniu Bulat, TV Drochia.